Adevăruri mari pentru inimi fragede. O lucrare scrisă de Bruce Ware și publicată de editura Cartea Creștină din Oradea. Adevăruri mari pentru inimi fragede este o colecție de principii care vin direct din Scriptură și prezintă răspunsuri la întrebări despre identitatea lui Dumnezeu, despre lucrarea sa și despre speranța pe care o putem avea într-o relație cu Hristos. Pentru a avea grijă de tine și de inima ta, te invit să asculți în minutele următoare un mare adevăr, prezentat de pastorul Valer Monafu. Ascultă o emisiune pentru inima ta, realizată cu sprijinul Societății Misionare Române. Și nu uita, ai grijă de tine și de inima ta. Există un singur Dumnezeu adevărat. Trăim într-o lume în care întâlnim religii diferite, cu credințe și practici diferite. Pe lângă acestea, fiecare religie are propria idee despre cine ar fi Dumnezeu sau cine ar fi Dumnezeii. Unii cred în mai mulți Dumnezei, așa ca în cazul hinduismului sau al mormonismului, în vreme ce alții cred într-un singur Dumnezeu, așa ca în cazul islamului, al iudaismului și al creștinismului. Aceste lucruri au fost întotdeauna valabile. În vremea lui Avram și a lui Moise și a prorocilor Israelului, știm că popoarele care înconjurau Israelul credeau în mulți Dumnezei. În zilele acelea puteai întâlni multe religii și majoritatea oamenilor credeau că există mai mulți Dumnezei. Una dintre cele mai întâlnite idei printre religiile vecinilor Israelului din Vechiul Testament era că există diferiți Dumnezei care sunt responsabili de diferite zone ale lumii. Anumiți zei se ocupau de anumite regiuni, în vreme ce alte regiuni erau sub stăpânirea altor zei. Atunci când călătoreai așadar, trebuia să fii conștient că treci dintr-o regiune controlată de un anumit Dumnezeu, într-o altă zonă aflată sub controlul altui Dumnezeu. Dumnezei diferiți, zone diferite, cu legi diferite, care acționau în fiecare dintre aceste zone. Este ca și când ai călătorit dintr-o țară în alta, trebuie să fii atent la limita de viteză sau la alte schimbări ale regulilor de circulație. Prin urmare, începutul cărții Geneza are foarte mare importanță în lumina diferitelor religii și Dumnezei la care se închinau vecinii Israelului. Primul verset al Bibliei spune următoarele. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Iată că încă de la început, Biblia clarifică trei adevăruri foarte importante. 1. Există un singur Dumnezeu. 2. Acest Dumnezeu a creat absolut tot ceea ce există, cerurile și pământul. Și 3. Având în vedere că Dumnezeul cel adevărat și viu a creat tot ceea ce există, doar El este vrednic să stăpânească peste tot ceea ce există. Principiul este următorul. Atunci când faci ceva, tu ești adevăratul stăpân al acelui lucru. Iar faptul că deții acel lucru înseamnă că tu ești singurul care poate decide cum va fi folosit acel lucru. E bine, de vreme ce Dumnezeu a făcut totul, El deține totul. Iar în calitate de creator și stăpân al tuturor lucrurilor, doar El are dreptul de a se ocupa de tot ceea ce există. De aceea, Biblia îl numește pe Dumnezeu atât creator cât și domn. El nu doar a creat tot ceea ce există, ci și stăpânește peste tot ceea ce a creat. Pentru că Dumnezeu a creat lumea, El o stăpânește, iar pentru că o stăpânește, El domnește peste ea după bunul Său plac. Ai auzit vreodată despre Ilie și despre felul în care le-a ținut piept profeților lui Baal? La 1 Împărați, capitolul 18, citim despre faptul că Ilie voia ca poporul lui Israel să decidă dacă dorește să îi se închine și să-i slujească Dumnezeului adevărat, adică Dumnezeului lui Israel. Sau dacă dorește să-i slujească Dumnezeului fals,
Baal. Având în vedere că izraeliții erau înconjurați de numeroși vecini care se închinau lui Baal, izraeliții au fost tentați să facă acest lucru. Prin urmare, Ilie le spune: până când vreți să șchiopătați de ambele picioare? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu a răspuns nimic. Pentru că poporul lui Israel nu era hotărât dacă să-L urmeze pe Domnul Dumnezeul lui Israel, Ilie le lansează profeților lui Baal provocarea de a face un altar și de a se ruga lui Baal, cerându-i să se coboare și să aprindă altarul cu foc din ceruri. Prorocii au făcut acest lucru și s-au rugat, însă nu s-a întâmplat nimic. Au încercat din răsputeri să-i ceară lui Baal să aprindă altarul, însă Baal nu părea să le audă rugăciunile, oricât s-ar fi străduit ei. Ilie a clădit atunci un altar și chiar l-a udat bine cu apă, lucru care ar fi îngreunat aprinderea lui. Apoi Ilie s-a rugat din toată inima, iar Dumnezeul cel adevărat, Domnul Dumnezeului Israel, a aprins altarul. Astfel, Ilie a dovedit întregului popor că Dumnezeul lui Israel este Dumnezeul cel adevărat și că Baal nu este nici măcar un Dumnezeu. Un detaliu interesant despre istoria aceasta este locul în care a avut loc această întâmplare. Ilie le-a lansat provocarea profeților lui Baal la muntele Carmel, o zonă despre care se considera că se afla sub autoritatea lui Baal. Închinătorii la Baal nu ar fi fost surprinși să vadă că Dumnezeul lui Israel aruncă foc peste altar dacă acest lucru s-ar fi întâmplat în Ierusalim. S-ar fi gândit probabil că Ierusalimul este locul în care Dumnezeul lui Israel deține autoritatea. La muntele Carmel însă se considera că stăpânește Baal. Prin urmare, atunci când Dumnezeul lui Israel răspunde rugăciunii lui Ilie și aprinde altarul, se dovedesc două lucruri. Dumnezeul lui Israel este Dumnezeul adevărat și stăpânește pretutindeni, nu doar în anumite regiuni. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeul adevărat și pentru că a creat tot ceea ce există, El este singurul stăpânitor vrednic al tuturor lucrurilor create. Iată ce a învățat profeții lui Baal în ziua aceea. Există și alte pasaje în Biblie care ne ajută să înțelegem faptul că Scriptura explică clar existența unui singur Dumnezeu. Deuteronomul 6:4, de pildă, spune: ascultă, Israel, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Așadar, Dumnezeul lui Israel este singurul Dumnezeu adevărat, iar acest Dumnezeu adevărat este Domnul Dumnezeul nostru. Israel ar fi trebuit să se bucure și să se smerească, iar noi ar fi trebuit să ne bucurăm și să ne smerim la rândul nostru, pentru că Dumnezeul adevărat și unic ne-a făcut poporul Lui, atât timp cât ne punem încrederea în El și călcăm pe urmele sale. Sau să ascultăm ceea ce spune Solomon în rugăciunea sa de dedicare a templului. După ce le reamintește oamenilor că ei sunt poporul ales al lui Dumnezeu și că trebuie să-L slujească cu toată inima, acesta le cere să trăiască cu credincioșie în fața lui Dumnezeu, pentru ca toate popoarele pământului să poată cunoaște că Domnul este Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu în afară de El. 1 Împărați, capitolul 8 și versetul 60. La Isaia, între capitolele 41 și 48, vedem repetându-se un lucru extraordinar. Dumnezeu cel adevărat, Dumnezeul Israelului, lansează dumnezeilor falși provocarea de a dovedi că sunt Dumnezei. Orice Dumnezeu adevărat spune Dumnezeului Israel poate prezice ce se va întâmpla în viitor și poate controla evenimentele istorice. Dacă nu poate face acest lucru, El nu este Dumnezeu. Iată de pildă o provocare pe care le-o lansează El. Spuneți-ne ce se va întâmpla mai târziu ca să știm că sunteți Dumnezei. Isaia 41:23. Puțin mai departe citim: Eu sunt de la început și nimeni nu izbăvește din mâna mea. Când lucrez eu, cine se poate împotrivi? Isaia 43:13. Și Eu sunt Domnul și nu mai este altul afară de mine. Nu este Dumnezeu. Afară de mine nu este Dumnezeu. Eu sunt Domnul și nu este altul. Eu întocmesc lumina și fac întunericul. Eu dau propășirea și aduc restriștea. Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. Isaia 45, cu versetele 5 și 7. Biblia prezintă lucrurile foarte clar. Există doar un singur Dumnezeu.
Dumnezeul Bibliei, Dumnezeul Israeliților, Dumnezeul care se descoperă prin Hristos este singurul Dumnezeu adevărat. Încheiem cu cuvintele Domnului Iisus care ne arată că și El credea că există doar un singur Dumnezeu. El a spus, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Ioan 17:3. Îl lăudăm pe Dumnezeu că doar El este Dumnezeu și ne bucurăm că acest Dumnezeu s-a apropiat de noi și ni s-a dezvăluit. Să ajungem să-L cunoaștem mai bine și să învățăm căile sale pentru a putea umbla în lumina Lui și pentru a ne putea încrede întotdeauna în El.